eleganță, sensibilitate, delicatețe, un sincretism perfect între muzică și dans, realizat prin muncă, pentru că numai cine nu dansează în balet nu știe ce înseamnă repetiția de zi cu zi și ore întregi de antrenament. Mai departe, în programul nostru din această seară, un moment delicat, vom avea la pian pe Sergiu Stătilă, de la Colegiul Național George Crâncioanu Bacău. După cum observați, acest anul la pian este părită pasiunea lui pentru muzică și felicitări din toată inima. Și dânsul va interpreta revedere Claude Debussy. În același timp, vom invita în sfioară o domnișoară delicată, minunată, care se numește Elena Ciobotă. Rămâne să descoperiți dumneavoastră frumusețea și adâncul versurilor spuse de ea. Acest moment este pregătit de către doamna profesoră Adelina Buzar. Textul se numește Cânte femeiesc, semnat de Adrian Brunescu.